Nicolae al României și-a lansat albumul cu fotografii intitulat Bunicul meu, regele Mihai, eveniment ce a avut loc la Castelul Corvinilor. Se spune că o fotografie înseamnă mai mult decât 1000 de cuvinte, iar imaginile pe care nepotul regelui Mihai i le-a adunat în acest album al amintirilor spun povești din spatele coroanei. Nepotul regelui Mihai a fost întâmpinat aseară la castel așa cum se cuvine. Avem pregătiune, excelență! Și cu drag vă poftesc în vântul casel al Corvinilor. După obiceiul strămoșilor noștri pe care îl cunoaștem, bineînțeles, vă servim cu pită, sare și țuică. Pentru cei care nu știu, pita de casă înseamnă bogăție pe pământ, sarea bogăție sub pământ și țuica bunăstare, fericire și veselie. Și care asta nu știe, nu mai am ce spune. Vă rog, poftiți! Albumul este o apariție editorială absolut specială în onoarea împlinirii a 100 de ani de la nașterea regelui Mihai. Această carte-album reprezentând o adevărată incursiune în viața de familie a maiestății sale. Fotografiile au fost selectate de Nicolae al României din dorința de a-l prezenta pe regele Mihai în ipostaza în care l-a cunoscut el însuși, cea de bunic, de cap al familiei. Acest volum este în memoria regelui Mihai. Am făcut această carte pentru centenarul regelui și prin această carte putem să ținem vie memoria regelui și simbolul lui, ca un reper, un exemplu și o inspirație pentru noi toți. De ce ați ales Castelul Corvinilor? Este un loc foarte important pentru zona și pentru județ și cum a scris istoria regelui Mihai, aici a fost și scris o altă istorie dintr-un alt capitol din România și într-un fel în seara asta reamintim de istorie lungă. Prin pozele am vrut să arăt omul în spatele coroanei. Da, bunicul meu a purtat corona, a fost un om oficial, un diplomat și, dar înainte de tot, a fost un om al României. Și mă bucur că pot să fac acest lucru aici. Avem de-a face cu a doua vizită a principelui Nicolae la Hunedoara. Încă de la prima vizită am avut onoarea de-l însoți și ai prezentat castelul. Este o vizită care ne bucură, este o vizită care face să ne trezească amintiri, pentru că bunicul său, regele Mihai I, a vizitat în repetate rânduri Hunedoara, atât ca elev, cât și ca tânăr rege, dar și în anii 1997, când din nou am avut onoarea de a-l găzdui în Castelul Corvinilor. O surpriză pe care am pregătit-o astăzi a fost faptul că am găsit în depozitele muzeului masa și scaunul care au fost folosite de către regele Mihai I când a semnat cartea de oaspeție a Hunedoarei. Le-am adus pe toate în sala dietei, împreună cu o serie de poze făcute cu ocazia acelui eveniment, în speranța că îi vor trezi și dânsului amintiri la fel de cel puțin la fel de plăcute cum ne-au trezit și nouă. Nicolae al României a prezentat publicului albumul de fotografii, iar mai apoi a oferit autografe spre încântarea hunedorenilor. Am văzut că ați cumpărat albumul. Da. Ați fost, nu știu, v-a plăcut regele Mihai, vă place Nicolae? Da, mai ales Nicolae, mi-e drag, eu nu mai pot. Și vreau să fac o poză cu dânsul. Am văzut că ați cumpărat și albumul. Da, da. Ați primit și un autograf? Da, da. Pentru asta am venit. O surpriză plăcută a fost aceea că nepotul regelui s-a așezat la finalul evenimentului exact pe același scaun și la aceeași masă la care maiestatea sa, în urmă cu fix 25 de ani, a semnat în cartea de onoare a Castelului Corvinilor.